Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, Doamne ajută-vă la toată lumea! Astăzi vreau să facem împreună cu băiatul, să facem o varză călită, o varză dulce călită cu cărniță. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am demnicat o varză, o căpățână de varză, două cepe, o roșie, doi ardei grași, un ardei capia, două linguri de pastă de roșii, sare, chiperi, foi de dafin și o legătură de frunză de pătrunjel. Iar aici avem o jumătate de kilogram de pulpă de porc. O să punem mai puțină carne, doar o jumătate de kilogram, pentru că vrem să fie mai mult varză. Haideți să începem să-i dăm bătaie. Acum o să ne tăiem carnea. Carnea o să tăiem, o tau prima dată bucăți mai mici, după care o să o tau cu buleță. Dumneavoastră puteți să o tăieți cum doriți dumneavoastră, mai mare, mai micu, dar eu o să o tau cu buleță mai mărunt. O să vă arăt și dumneavoastră cum o tau. Ia așa, cu buleță mai micuță. Fiecare o taie cum dorește, cum îi place. Noi o să o tăiem cu buleță mai mărunte, ceva de genul acesta. Așa facem de fiecare dată. Așa voi proceda cu toată carnea, după care apoi o să revin cu alte imagini. Am pus o cratiță pe foc la încins, o să punem ulei, o să pun aproximativ 50 de mililitri de ulei. Lăsăm să se încingă și uleiul. L-am lăsat un ticuț cât să se încingă bine, bine uleiul. După care o să punem ceapa și o să ne călim ceapa. E o rețetă foarte bună de varză călită, varză dulce, mai ales că acum este varză dulce din abundență. Vă recomand că e foarte bună, multe vitamine. Uleiul nostru tocmai ce s-a încins, o să punem ceapa. Ia ce sfură e deja. Așa. O să călim ceapa, călim 2-3 minute ceapa până ce începe să sticlească, să schimbi un pic culoarea. E o rețetă foarte ușoară, om bun, nu-i greu de făcut. Eu am învățat-o de la soția mea când stăteam cu ea în bucătărie. Sâmbăta când eram liber îmi făceam o cafea și stăteam, îi țineam de urât. Tot timpul întrebam ce ai pus, cum faci, așa am învățat eu să gătesc. Eu nu-s de meserie bucătar, meseria mea cu totul alta. Dar gătesc din plăcere și din pasiune, ajutându-mi soția atunci când pot și am timp liber. Așa am învățat eu să gătesc. Am lăsat 2 minute ceapa, aproximativ 2 minute ceapa să se călească. Acum o să adăugăm și ardeiul gras galben și ardeiul capia. La fel, le mai călim împreună 2-3 minute cu ceapa. Mamă, mamă, ce fain miroasă, deja, ce fain începe să miroasă. Cum pui legumele, cum deja mirosul deja începe să își dea drumul. Așa, călim 2 minute. Am lăsat și ardei, aproximativ 2 minute, i-am călit împreună cu ceapa. Acum o să adăugăm și roșia. O să punem și o roșie pe care am tăiat-o mărunt. La fel, călim împreună cu legumele. Mai lăsăm un minut, le călim împreună. După care apoi o să ne adăugăm carnea, după ce e călit un pic și roșia. Foarte simplu de făcut. Prima dată trebuie să cărcăliți un pic legumele. 2-3 minute până ce schimbă ele culoarea. După care adăugăm acum carnea. O să punem și carnea. Adăugăm pulpa, noi folosim pulpa de porc, pentru că e foarte bună. Așa. No, acum, după ce am pus carnea, lăsăm aproximativ 3-4 minute, lăsăm un pic mai mult, cât să-i dăm o culoare la carne, să se cărcălea un pic și carnea, să se cărcălea mai bine. Deci carnea obligatoriu lăsat un pic mai mult, 3-4 minute, să schimbe culoarea, să se facă așa albâie. În momentul când s-a făcut albâie, atunci punem foi de dafin, punem varza. No, oameni buni, am călit și carnea aproximativ 3-4 minute, deja uitați, s-a schimbat culoarea, deja e albâie și o tras o față. Acum o să punem varza.
O să adăugăm și varza. Punem varza peste tot. Vă rog să rețineți, noi nu punem apă deloc, pentru că varza o să-și lese ea sucul ei propriu și atunci o să mai leșe apă. Deci noi nu folosim deloc, nu punem deloc apă. Punem toată varza. Pentru că ea oricum o să scadă, ea o să scadă în jumătate, chiar dacă viola plină, oameni buni, ea o să scadă. Stați liniștit că ea sigur scade și înjumătățea volumul. Amestecăm un pic. Și o lăsăm așa. O să pun și 2-3 foi de dafin. O să pun 2-3 foi de dafin și o lăsăm așa. Mai pun 2. Ia așa. O lăsăm așa pe foc, timp în care mai amestecăm din când în când în ea, mai ales acum primele 5 minute, până ce începe varza să-și lese un pic de, din savoarea ei, din sucul ei, ea imediat o să începe să-și lese apa aceea și atunci nu va mai fi nevoie să stați lângă ea. Dar acum în primele 5 minute puteți sta un pic lângă ea să mai amestecați din când în când, să nu se prindă de fund, iar în momentul în care vedeți că și-o lăsat deja sucul ei propriu, atunci puteți doar din când în când să veniți să amestecați. Așa vom proceda, iar la sfârșit voi reveni cu alte imagini. Oameni buni, varza noastră, deja uitați, a început să-și lese zama, sucul ei propriu, de-aia v-am zis să nu puneți apă, pentru că uitați cât își lasă. Acum a mai scăzut din volum, s-a înjumătățit aproape, o să punem sare chiperi, o să punem un pic de sare și un pic de chiperi și o lăsăm așa, pentru că la sfârșit vom mai pune, vom mai da gustul final. O să pun doar un pic de sare, atât, și un pic de chiperi. Așa, amestecăm bine, bine și o lăsăm așa să fiarbă, iar la sfârșit, când va fi aproape gata, atunci vom adăuga pasta de roșii și vom mai pune un pic de sare, un pic de chiperi, vom da practic gustul final, vom vedea atunci ce mai trebuie și atunci vom face finalul. Dragi prieteni, varza noastră călită a fiert aproximativ 30 de minute, acum o să adăugăm pasta de roșii și frunzele de pătrunjel. După ce adăugăm pasta de roșii, o să mai lăsăm aproximativ 15 minute. Punem și pasta de roșii. Așa. Bun. Mai amestecăm. Amestecați bine, bine. Vedeți câtă zamă s-o lăsa deja. De-aia v-am zis să nu puneți apă deloc, pentru că varza fiind varză proaspătă, mai ales acum varză din sezonul acesta, ea își lasă foarte mult suc propriu, de aceea nu trebuie gram de apă să amestecat. Așa, o să punem și frunzele. Eu am gustat, nu mai trebuie absolut nimic, dacă doriți mai condimentați cu sare, chiperi, fiecare după gustul lui și cum îi place. Eu între timp am mai pus un pic de sare, un pic de chiperi, acum nu mai trebuie absolut nimică, pentru că e perfectă. O mai lăsăm așa din momentul acesta 15 minute, după care oprim și vă arătăm cum a ieșit la final. Dragi prieteni, am terminat de făcut varza noastră călită, varză dulce cu carne. Așa a ieșit, sper să vă placă și dumneavoastră. Cine dorește lângă poate să servească cu un picuț de smântână, ia uitați ce frumos a ieșit. Miroase și foarte bine, încă ia saburnie, un ardei iute cine dorește. Dragi prieteni, o să vă servesc și cu un pic de horincă de pere de la Maramureș. Așa un pic simbolic, cât să ciocnim pentru dumneavoastră, pentru fanii mei. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de noi. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Dacă doriți și vă face plăcere să ne ajutați cu distribuire, pe la prietenii dumneavoastră, un like, un comentariu. La mulți ani, Doamne ajută, multă sănătate. O să gust doar un pic, așa simbolic. E foarte bună, e palincă de pere, de 18 ani vechime. O să-mi pun și un pic de smântână. Mamă, mamă, ce bine miroase, să vedem și cât e de bună. Bucăți de carne până, n-am pus foarte multă carne, ca să fie mai mult varză. Mm.
Doamne, fier și apă, oameni buni, demențială, vorba mea. Un ardei iute lângă, cine îi place ardei iute, o să mușc cum tii și în ardei iute. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine la toată lumea. Doamne ajută!